Aspirina ar putea reduce cu 20% riscul de deces la pacienții bolnavi de cancer. Asta arată un studiu recent realizat de Universitatea Cardiff din Marea Britanie. Colega mea, Anca Mărcuș, corespondent al FNews, a analizat datele și îți spune mai multe. Bună, Anca! Ce spun mai exact cercetătorii? Ei spun că aspirina nu numai că ajută la reducerea riscului de mortalitate, dar de asemenea reduce răspândirea cancerului în organism, motiv pentru care ei recomandă utilizarea acestui medicament în timpul terapiilor pentru tratarea cancerului, dar este important de menționat că aspirina nu este o alternativă a tratamentului. Dar cum au reușit totuși cercetătorii să ajungă la această concluzie tocmai acum? Oamenii de știință au analizat 118 studii publicate anterior, care au inclus 250.000 de pacienți cu 18 tipuri diferite de cancer. De asemenea, au colaborat cu autorii acelor studii și au constatat că pacienții care au luat aspirină au trăit mai mult decât ceilalți, indiferent de tipul de cancer despre care vorbim. Anca, îți mulțumesc!